Vă salut. Să vedem ce avem în cuibul de o săptămână. Adică din 24. februarie, la care am pus 2 iepurași. La această mămică. Vedem, lasă să ne uităm la ei. Ce iepolitare, mă duc, ce iepolitare. O mângâiem un pic. Și acum să vedem ce exemplare avem aici. Wow! Wow! Wow, unde a căzut? Uite aici ce iepuraș frumos. Ăsta-i pus de la el altă cu 12. Stai aici. Și acesta, ăștia doi sunt puși de la mămica cu 12. Uite altul janet frumos. Sclipăți de frumos ce sunt. Și avem și unul pestriț. Sau nu, ăsta și cu ăsta, ăștia mai micuți își pus de la asta cu 12. Că ăsta e prea mare, asta de la asta altă. Ce corbi avem aici? Ce corbi avem? Trei, șase, șapte. Da. Recuperim înapoi la loc. Ce-i mămica, ce-i mămica? Așa. Ce să verificăm și la asta altă. Scoatem apa afară. Pleacă, Max, nu-i voie. Pleacă de aici, nu-i voie. Așa, să vedem mămica asta. Cum stă cu ei. O mângâi și pe asta un pic, o mângâi cu asta la altă mână. Să ne uităm un picuț la ei, să vedem ce o face. Așa, după cum se vede, sunt mai micuți, că sunt mulți. Sunt frumoși și așa. Ce e cât bufă aici? Da, uite, ăsta e mai micuț. Da, poate va scăpa. Asta e mai mărișor. Altul. Sunt frumoși și ăștia. Să-i băgăm la loc. Au 5 și am făcut, nu mai filmat. Ce am făcut aici? Așa. Și aici.
alții mâncă, alții stau. Astăzi e pe data de 28 februarie, azi e 2 martie. Avem altă iară șmecher. Uite-și. Și aici, în ultimul timp, tot am auzit bătături, lovituri în pod, în coteț. Și ce credeți că fac? Iepuroiul a început deja să își facă treaba. Uite ce le fugărește. Uite aici. Și tot am auzit și noaptea când vin să le dau de mâncare și ziua. Uite, deja îi călărește. Uite toată ziua ce fac. Deja trebuie să-i mutăm. Azi au 86 de zile și deja încep să facă prostii. Uite, nu mai stau stâmpări toată ziua. Toată ziua să călărești, toată ziua să basă. Uite, uite-l ce face. Uite-l ce face. Uite-l ce călărește. Uite, trei, unul peste altul deja. Deja... Uite-l. Uite-l ce fac. Să nu știam ce au, ce să... Mă gândeam că să-l spere, să nu știu ce. Trebuie să le fac aici curat, să-i bag sus, că deocamdată n-am unde băga. Unde a fost iepuroiul. Așa trebuie să fac curat, unde a fost iepurița. Rea. Și cam atât pe astăzi. Vă salut!